Dacă cerem ceva de la Dumnezeu fără să jertfim și noi ceva, rugăciunea nu ne este ascultată. Dacă stau și spun, Dumnezeul meu, te rog, fă-l bine pe cutare bolnav, fără să fac vreo jertfă, este ca și cum aș spune niște cuvinte frumoase. Numai atunci când Hristos va vedea dragostea mea, jertfa mea, îmi va împlini cererea, desigur dacă ea este spre folosul duhovnicesc al aceluia. De aceea atunci când oamenii vă cer să vă rugați pentru un oarecare bolnav, să le spuneți să se roage și ei sau, cel puțin, să se nevoiască să-și taie cusururile lor. Unii oameni vin și îmi spun, fă-mă bine. Am auzit că poți să mă ajuți. Însă vor să fie ajutați fără ca ei să se silească pe ei înși câtuși de puțin. Spun, de pildă, unuia, nu mânca dulciuri. Fă jertfa aceasta ca să te ajute Dumnezeu, iar acela îmi răspunde, de ce? Oare Dumnezeu nu mă poate face bine și așa? Dacă nu fac nicio jertfă pentru ei înși, cum vor face pentru altul? Unul nu mănâncă dulciuri pentru ca Hristos să-i ajute pe toți cei ce suferă de diabet, sau nu doarme pentru ca Hristos să dea puțin somn celor care suferă de insomnii. În felul acesta se înrudește omul cu Dumnezeu. Și numai astfel Dumnezeu dăruiește harul său. Atunci când cineva îmi spune că nu se poate ruga pentru o rudă de-a sa care este bolnavă, eu îi spun să facă cel puțin o jertfă pentru cel bolnav. De obicei îi spun să facă ceva care îi va ajuta și proprii lui sănătăți. Odată la coliba mea a venit un creștin din Germania a cărui fiică începuse să paralizeze. Medicii nu mai puteau face nimic. Sărmanul era cu desăvârșire deznădăjduit. Fă și tu o jertfă, i-am spus, pentru sănătatea copilului tău. Să faci metanii nu poți, să te rogi nu poți. Hai să zicem că nu poți. Dar, ia spune-mi, câte pachete de țigări fumezi pe zi? 4,5, îmi răspunde. Să fumezi numai un pachet, iar banii ce i-ai fi dat pentru celelalte țigări să-i dai vreunui sărac. Părinte, mai întâi să se facă bine copilul meu și apoi eu voi lăsa fumatul. Ei, atunci nu va avea niciun rost. Acum trebuie să-l lași. Aruncă țigara. Nu te iubești copilul. Eu să nu-mi iubesc copilul, îmi spune acela. De la etajul 5 mă arunc pentru dragostea copilului meu. Eu nu ți spun să te arunci jos de la etajul 5, ci să arunci țigara. Dacă faci vreo nebunie și te arunci de la etajul 5, vei lăsa copilul pe drumuri și ti vei pierde și sufletul. Eu ți spun să faci ceva ușor. Iată, aruncă acum țigara. Dar cu niciun chip nu a vrut să o arunce. În cele din urmă a plecat plângând, așa cum a venit. Cum poate fi ajutat un astfel de om? Cei care ascultă, însă, pot fi ajutați. Altădată a venit unul care găfâia din pricina mersului pe jos. Mi-am dat seama că fuma mult și i-am spus, măi binecuvântatule, de ce fumezi atât de mult? O să pățești ceva rău. De îndată ce și-a revenit și a putut vorbi, mi-a spus, femeia mea este foarte bolnavă și este în primejdie să moară. Vă rog, faceți vreo rugăciune să se facă o minune. Medicii nu mai au ce să-i facă. Îți iubești femeia? L-am întrebat. O iubesc, mi-a răspuns acela. Atunci de ce nu faci tu ceva ca să o ajuți? Ea a făcut tot ce a putut. Medicii și ei la rândul lor au făcut tot ce au putut, iar acum vii și-mi spui ca să fac și eu ceva, să mă rog ca să o ajute Dumnezeu. Tu ce ai făcut pentru a te ajuta femeia? Ce pot face eu, părinte? M-a întrebat. Dacă vei lăsa fumatul, i-am spus, femeia ta se va face bine. M-am gândit că dacă Dumnezeu va vedea că nu este de folos femeii lui să se facă bine, cel puțin va scăpa el de răul pe care îl pricinuiește țigara. După o lună a venit din nou bucuros pentru a-mi mulțumi, părinte, m-am lăsat de fumat, mi-a spus, iar femeia mea s-a făcut bine. După o perioadă de vreme a venit din nou tulburat să-mi spună că s-a apucat iarăși să fumeze pe ascuns, iar femeia sa s-a îmbolnăvit din nou grav. Știi acum medicamentul, i-am spus. Lasă fumatul.